Bună ziua, dragi colegi! Declarația mea se intitulează Relansarea vaccinurilor românești produse de Institutul Cantacuzino, prioritate națională. Stimați colegi, sunt tot mai multe vocile românilor care acuză de efecte secundare grave asupra sănătății vaccinurile aflate astăzi pe piața românească, în special cele destinate copiilor. Această îngrijorare referitoare la vaccinuri este de altfel întemeiată, având în vedere și studiile recente efectuate la nivel european și care au condus la reglementări la nivelul Uniunii Europene privind eliminarea din compoziția oricărui vaccin a timerosalului, substanță compusă în proporție de 50% din mercur. Asistăm la o nouă generație de vaccinuri, rod al dezvoltării și cercetării în domeniul medical și farmaceutic, vaccinuri despre care unii ne spun că nu au fost încă suficient testate, în special pe termen lung, ca efect asupra dezvoltării copiilor. Vaccinurile de generație nouă sunt acuzate că produc autism, ADHD, că încetinesc dezvoltarea firească a copiilor, prezentând mai multe riscuri decât beneficii pentru copiii vaccinați, fapt ceea ce determină ca tot mai mulți părinți să refuze vaccinarea copiilor cu vaccinurile prevăzute în programul național de vaccinare. Acest fenomen nu a apărut de ieri de azi, ci de ani de zile, însă în ultimul timp medicii au reclamat o avalanșă de refuzuri ale părinților în privința vaccinării copiilor. Unii și-au amintit de epidemia de SIDA din orfelinate românești din anii 1990, atribuită de legendele urbane tot vaccinurilor. Căci de unde ar fi putut avea România proaspătește din comunism, din comunismul care izola de restul lumii occidentale un așa noian de copii bolnavi de SIDA? Unde erau părinților care și ar fi trebuit să fie bolnavi de SIDA? Cert este că, la acest moment, nivelul refuzurilor părinților privind vaccinarea copiilor a atins un nivel alarmant, care deja ține de siguranța națională. Căci sănătatea publică este o componentă a securității naționale, mai ales când aceasta se află în pericol. Sunt raportate de către medici apariția unor boli eradicate de zeci de ani, care s-au dovedit a fi fatale pentru viața unor micuți și care sunt puse pe seama lipsei vaccinării. Pot fi condamnați acei părinți pentru refuzul de a-și vaccina copiii? Această problemă a ajuns subiect de disensiune și dezbatere la nivel național în mediile de socializare online, în ciuda dezinteresului arătat față de acest subiect de către mass media. Cunoaștem cu toții că există un proiect de lege care are de scop impunerea obligativității vaccinării copiilor pentru anumite vaccini, cu anumite vaccinuri. Aceasta este soluția pe care legiuitorul a propus-o pentru rezolvarea acestei probleme. Însă, este oare această măsură îndeajuns? Este ea suficientă pentru a înlătura temerile părinților privitor la siguranța vaccinurilor pentru copii? Sau va fi percepută ca o măsură abuzivă cu substrat conspiraționist? Sunt suficiente voci care acuză industria medicală și farmaceutică occidentală de speculare în interes financiar propriu, a necesității și oportunității vaccinării, în contextul în care numărul de vaccinuri necesare unui copil crește parcă de la un an la altul, deși paradoxal bolile contagioase clasice care bântuie lumea civilizată devin tot mai puține. Pe vremea când eram noi copii, cu siguranță nu am făcut atâtea vaccinuri câte suportă copiii din zilele noastre. Există un interes financiar ascuns în această acțiune medicală cu scop preventiv? Cifrele de afaceri ale companiilor producătoare de vaccinuri ne spun că este o afacere de aur înfloritoare. Vă reamintesc că la sfârșitul anului 2014, Parlamentul a fost la un pas de a vota subvenționarea cu 50 de milioane a vaccinării bovinilor împotriva bolii limbii albastre. Ar fi fost 50 de milioane de euro făcuți cadou producătorilor de vaccinuri, căci boala limbii albastre a dispărut ca prin minune în 2015, fără a fi necesar nici măcar un vaccin. Și atunci care este soluția? Doresc să propun adoptarea unei recomandări adresate executivului în sensul relansării producției de vaccinuri autohtone produse de către Institutul Cantacuzino. Acest institut este unul din cele mai vechi din Europa, cu peste 90 de ani de activitate, având o tradiție ce nu trebuie ignorată. Cauzele pentru care Institutul Cantacuzino a încetat să producă vaccinuri pentru români ar trebui poate anchetate, în condițiile în care există suspiciuni că mari producători de vaccinuri au ajutat la eliminarea acestei concurențe autohtone nedorite. Cert este că trebuie să le oferim românilor nu doar o lege dură care să-i oblige să-și vaccineze copiii, dar și alternative la vaccinurile produse de mari producători străini. Nocivitatea dependenței de vaccinurile de import s-a văzut anul trecut, când datorită blocajului tehnic al achiziționării de vaccinuri împotriva hepatitei B, Ministerul Sănătății s-a văzut nevoit să achiziționeze un vaccin împotriva hepatitei B, tocmai din Kazahstan, o țară aflată în afara Uniunii Europene. Și chiar dacă acel vaccin era marca Sanofi Pasteur, s-au auzit din nou mai multe voci care acuzau că acest vaccin este produs sub licență Pasteur, neavând nici măcar prospectul tradus din chirilică. Este de înțeles îngrijorarea părinților care voiau să știe ce conține vaccinul, dar și neputința medicilor care nu puteau oferi un prospect al acestuia în limba română. Cum este posibil așa ceva, ne întrebăm.
Nu mai vorbim de faptul că, potrivit informațiilor existente pe internet, producătorul Sanofi Pasteur a avut doar în perioada 2004-2009 o medie de peste 150 de procese pe an numai în Franța, deschise companiei de părinți care reclamau efectele negative asupra copiilor vaccinați cu produsele acestei companii. În aceste condiții, apreciez că este esențial pentru sănătatea românilor ca Institutul Cantacuzino să reînceapă producția de vaccinuri autohtone, ieftine și competitive, fabricate cu substanțe sigure pentru sănătate și astfel românii care au copii să aibă o alternativă de ales atunci când vine vorba de sănătatea copiilor lor. Vă mulțumesc, Daniel Fenechiu.